vizitat-o pe doamna Maria la apartamentul său, unde locuiește singură de mai bine de 7 ani. Cu lacrimi în ochi, ne povestește că a avut o viață liniștită, fără neajunsurile zilnice. Totul până când soțul ei a decedat. Foarte bine am dus-o până acum 15 ani. De acum 15 ani, când a căzut bărbatul, demență vasculară, operat o moară, i-a luat memorie, i-a luat, cum să spun, paralizat, normal, memoria, făcea pe el, pember, un an și jumătate, 2 ani. Mi-a spart-o din casă. Nu mai știa. Și dumneavoastră ați avut grijă în tot acest timp. Grijă, un an și ceva. De atunci, viața doamnei Maria s-a schimbat în rău. Medicii au pus diagnostice crunte, osteoporoză, probleme cardiace, dar mai presus de toate, are un nodul canceros la sân. Bătrâna nu are niciun sprijin. Are un fiu plecat în străinătate, de care nu mai știe mare lucru. Niciun venit decât 4 pereți. Și atât mă gândesc la băiat. Că dacă are și el copii în Germania, când în Italia, când în Germania. E asociat cu un italian. Îi nu spune tot. Nu spune. Mă ajută cu ceva băiatul? Nu m-a ajutat. În 14 ani de zile, dacă mi-a trimis, mi-era și rușine să mă duc în bancă să iau, că mă cunoștea toți, 50 de euro. 200 de euro în 14 ani. Din cămăruța sa nu lipsesc tablourile cu familia, singura avere rămasă. Își aduce aminte cu drag de sărbătorile petrecute alături de soțul și fiul ei. De Crăciun, vreau să-mi spuneți. Făceați masa, bradul? Făceam, venea fiin, aveam fiin, 3-4 fiin, făceam, dar nu acasă. Plecam, aveam bani, plecam. Băiatul avea bonă, cine avea bonă acum 32 de ani? Mai am eu aroc, acum n-am să trec strada, deci la biserică. Nu. Mi-e dor de clipele acelea. Da, foarte mult. Anul acesta de sărbători, doamna Maria nu va pune nimic pe masa de Crăciun. Banii nu îi ajung pentru a cumpăra mâncare. În schimb, pe lângă tablourile atârnate pe pereți, a așezat câte o beteală, ca să simtă atmosfera de sărbătoare. Persoanele care doresc să întindă o mână de ajutor doamnei Maria Aramă ne pot contacta la numărul de telefon 0241 699 911.